Degrabă vor începe lucrările de câmp și de aceea ansamblul folcloric Țărâncuța i-a adunat pe locuitorii satului Sofia Raionul Droche la o ultimă șezătoare. Printre veselie și cântice folclorice pot fi găsiți oameni care practică anumite îndeletniciri care se trag din străbuni, cum sunt împletitul, torsul și țesutul chiar aici. Când satul Sofia acest obicei și tradiții se păstrează din la bătrânii noștri, și pe când lucrau la câmp vara, toamna, când ajungeau iarna, începeau șezătoarele cu torsul, întâi torsul, scarmanatul, depanatul și multe alte lucrări. Și se grămădeau la o vecină. Sara la o vecină, alt sara la altă vecină, tot așa până în primăvară. Fiecare dintre cei prezenți la șezătoare a povestit câte o istorie din copilărie și a cântat cântece vechi care sunt aproape uitate în zilele noastre. Toate acestea au fost organizate pentru a inspira tânăra generație și a aduce la cunoștința lor importanța păstrării tradițiilor și obiceiurilor neamului. A fost foarte interesant, au fost multe obiceiuri care a fost mai înainte și trebuie de transmis aceste obiceiuri mai departe. Cu trecerea anilor, aceste tradiții au suferit schimbări, însă locuitorii satului Sofia încearcă să readucă aceste tradiții așa cum era la străbunii noștri. Dar se adunau ca să sporească lucru prin vorba lor, prin tot ce se fac, prin cântece, să le sporească lucru. Deci ele nu se adunau să cânte, nici să danseze, nici să spui pe tărâni. Astea veneau pe parcursul șezătorii. Ansamblul folcloric Țărâncuța din satul Sofia activează de un sfert de secol promovând valorile naționale. Membrii ansamblului urmăresc scopul de a transmite dragostea față de cultura neamului moldav viitoarei generații.